Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Avem șanse mari să primim invitație, că noi suntem aia care luăm bătaie de la toți. Da, și atunci ne-au eliminat din grupe. Deci e o tradiție. Selecționerul echipei României a fost regele la vremea respectivă. El a făcut echipa, regele Carol al doilea. Și campionatul de ce râzi? Se făcea echipa ca la Steaua? Vreau să se inspire și Nea Gigi de undeva. Da, da, da. Da, au fost unele particularități la campionatul respectiv, ca să înțelegeți unde am ajuns. Că o să vorbim foarte mult despre campionatul ăsta mondial din Qatar, care are multe particularități și el. Uh-huh. Deci atunci, în 1930, arbitrii purtau costum cu cravată aduceau și apă minerală și pantaloni scurți. Deci sunt fotografii moi. Jucătorii bolivieni, ei au considerat că au dreptul și au purtat berete în timpul meciurilor. Frumos. Așa au jucat, ăsta echipamentul lor era cu berete. Vesărea Bascu când le-au jucat. Echipele europene au ajuns în Uruguay cu vaporul, evident. Toate au călătorit împreună și s-au antrenat pe punte în gașcă. Franța, Iugoslavia, Belgia și România au făcut escală în Rio să ia și pe brazilieni. A venit și Jules Rimet atunci, știți? Mamă, Jules Rimet. Cum ar fi ajuns să ia toți, îți dai seama că vapor toate echipele. Da, era sprițul de pe lume. Jules Rimet avea trofeu în valiză. El a venit și el cu valiza cu trofeul lui. Trebuia să vină și selecționată Egiptului, singura echipă africană, doar că au pierdut vaporul. Și au rămas 13 echipe la prima. Au trimis după aia o telegramă: ne pare rău, noi nu mai venim, că nu ne mai așteptați. Da, campionatul a început cu aproape o săptămână întârziere, că nu era gata stadionul din Montevideo. Băi, zici că e poveste din România. Asta zic, așa puteam și noi. De ce ne-am dus până? Argentinienii jucau precum călăi. Sunt multe relateri din vremea respectivă. Erau foarte brutali, foarte violenți. Și meciul cu americanii și-au dat întreaga măsură a potenței lor. Meciul cu americanii, deci, unul i-a rupt un picior, altul i-au scos 4 dinți. Săraci. Un al treilea a ajuns la spital după ce a fost lovit violent în burtă. A ieșit foarte scandal și înfuriat de-a bine la antrenorul americanilor, a intrat în cele din urmă în fugă pe teren să-l ia la bătaie pe arbitru, care nu sancționa cum trebuia, dar s-a împiedicat de un ghemotoc de iarbă și a căzut, moment în care i s-a spart o sticluță de cloroform pe care o avea în buzunar, nu știm de ce, și a adormit instantaneu din cauza vaporilor. Deci se intra și atunci pe teren după arbitrii, ca da, la noi la Liga da, a 4-a. Da, da. Argentinienii în felul acesta au ajuns în finală, unde au jucat cu uruguaienii și Montevideo și Buenos Aires sunt, mă rog, capitala Uruguayului și Argentinei, sunt pe malurile fluviului Rio de la Plata. E un estuar mare acolo, se poate trece, în fine, și câteva mii de argentinieni s-au îmbarcat atunci pe vapor la Buenos Aires să treacă râul, care e foarte lat, să treacă gârla, se ducă la final, la Montevideo, doar că era ceață și vaporul s-a rătăcit. Și n-a ajuns, a ajuns a doua zi. A trebuit să tragă undeva. Și a ajuns a doua zi la meci, ceea ce a înfuriat foarte tare suporterii, care au debarcat și au devastat orașul. S-au supărat foarte tare, au ieșit așa. Au fost și peripeții și pentru români. Noi, mă rog, după cum am spus, am jucat în grupe și ne-au dat asta, am mâncat bătaia, am plecat acasă, dar după ce românii au fost eliminați, au plecat spre casă, tot cu vaporul, firește, și unul dintre jucători, mijlocașul Alfred Eisenbeißer Ferraru, așa îl chema pe el, Eisenbeißer Ferraru, s-a îmbolnăvit. El a fost debarcat la Genova ca să fie internat la spital. Numai că atunci când cei de acasă au văzut că echipa s-a întors fără el, au crezut că a murit pe undeva. Și au pus de colivă. Da. Deci au pus cu, literalmente, până și maică s-a crezut săraca de ea zvonul. I-au organizat funeral în lipsă, că, na, asta a fost. Și Ferraru totuși a intrat pe ușă în timpul propriului priveghi. Maică s-a leșinat pe loc. Deci un fel de var de pe vremuri. Și ulterior Ferraru a concurat pentru echipa României, a văzut că nu merge cu fotbalul, s-a dus, a concurat la olimpiadă, la patinaj artistic și bob. De ce nu? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.